Dunărea Călărași joacă miercuri 4 septembrie meciul pentru câștigarea Supercupei României la futsal. Partida dintre câștigătoarea Ligii 1 în sezonul precedent, Imperial Wet Miercurea Ciuc, și deținătoarea trofeului Cupei României, Futsal Club Dunărea Călărași, se va disputa în sala sporturilor Romeo Iamandi din Buzău, începând cu ora 18 și va fi transmisă în direct de FRFTV pe pagina de Facebook a Federației Române de Fotbal. Marian Șotârcă, antrenorul Futsal Club Dunărea Călărași, ne-a vorbit despre meciul de Supercupă și obiectivele stabilite pentru noul sezon competițional. Mâine, miercuri 4 septembrie, la ora 18, la Buzău, în sala sporturilor Romeo Iamandi, avem plăcerea să jucăm un meci de Supercupă, datorită faptului am câștigat Cupa României și întâlnim echipa campioană a sezonului trecut. Va fi un meci destul de tare, de echilibrat, greu pentru noi. Echipa din Ciuc au un lot bun, o echipă foarte bună, au făcut niște achiziții foarte bune acest sezon. Se luptă în Champions League și de aceea zic că va fi foarte greu. Ce ar însemna pentru călărășeni câștigarea Supercupei? Ar însemna un lucru foarte frumos să fie după câștigarea cupei, să reușim să mai aducem un trofeu în același sezon. Ar fi o bucurie enormă și cred că ar fi foarte mulțumiți. Și un rezultat unic, până acum nu s-a mai întâmplat acest lucru. Da, este adevărat. Anul trecut, prin câștigarea acestui trofeu și a locului 3, am făcut un pic de istorie, așa să zic, nu s-a mai întâmplat niciodată și suntem mândri de acest lucru. Despre noul sezon competițional, ce ne puteți spune? Când începe? Da, noul sezon va debuta pe 9 septembrie. Avem aici primul meci. Uh-huh. Întâlnim la fel pe Imperial, Miercurea Ciuc. Apoi, etapa a doua, mergem la Galați. Avem un început destul de greu, cu echipele bune în primele etape. Dar sperăm să-l gestionăm bine începutul acesta și să avem niște rezultate bune. Despre loc, ce ne puteți spune? Aveți accidentări? Cum sunt jucătorii? Sunt pregătiți? Da, din păcate, momentan avem câteva probleme medicale. Avem 6 săptămâni de pregătire până acum și s-au adunat oboseală, stres și, din păcate, au apărut și câteva accidentări. Sper să-și revină cât mai repede jucătorii, pentru că avem nevoie de ei. Uh-huh. Ca lot avem 17 jucători, din care 3 portari. 4 din ei sunt jucători juniori și 5 jucători sunt străini. O noutate pentru acest sezon va fi faptul că suntem obligați, ca pe tot parcursul jocului, să avem un junior în teren. Uh-huh. Deci această schimbare ne-a fost impusă acum în perioada precompetițională. Nu avem ce să facem și atunci va trebui să folosim un junior în teren tot meciul. Achiziții noi avem sau v-ați dori să faceți unele achiziții? Am reușit să facem câteva transferuri. Am reușit să aducem portarul echipei naționale venit de la Deva. Am mai reușit să aducem un junior de valoare de la Târgu Mureș și încă un junior adus formă de împrumut de la United Galați. Uh-huh. Apoi mai avem 3 juniori de la noi din oraș, călărășeni, și cam astea sunt transferurile. Uh-huh. Care este obiectivul echipei în noul sezon competițional? Obiective. Ne dorim, în primul rând, mâine să câștigăm Supercupa. Uh-huh. Sperăm să și reușim. Apoi, noul sezon, ne dorim iarăși să ajungem în Final Four-ul Cupei României. Da. Și acolo vom vedea ce am putea face. Dar, ajungând acolo, e clar că o să luptăm pentru câștigarea Cupei României. Uh-huh. Și apoi, al treilea obiectiv, să zic așa, este să jucăm finala campionatului. Din experiența dumneavoastră, care considerați că sunt echipele care vor ajunge în clasament la finalul sezonului competițional? Sau considerați că pot apărea surprize până la final? Surprize se pot întâmpla oricând, dar din prisma cunoștinței, experienței și cunoscând celelalte echipe,
Miercurea Ciuc e clar favorită, apoi Galați, noi, fiind a treia, și apoi urmează Deva și Odorhei. Cam astea cinci echipe sunt cele mai bune. Câte meciuri veți juca acasă și câte meciuri veți juca în deplasare? Campionatul tur-retur, vreo 8 meciuri acasă, 8 în deplasare, vor mai fi meciuri de Cupa României, acolo nu știm, va fi tragere la sfârșit, depinde cum vom cădea să jucăm acasă sau în deplasare, dar avem de jucat vom juca până la mijlocul lunii decembrie, apoi imediat pe 10 ianuarie începem meciurile, deci avem. Să reamintim totuși călărășenilor interesați că primul meci va fi jucat acasă pe data de 9 septembrie, ora 18, așteptăm lumea să vină la sală, un meci foarte tare contra celor de la Miercurea Ciuc. Acum va fi o ocazie de revanșă. Supercupa României la Călăraș. Da, încă o dată. Un prilej de revanșă pentru echipa care va pierde mâine. Care va pierde multă